Bună ziua și vă mulțumesc că ați răspuns atât de prompt invitației noastre la conferința de presă cu tema situației pandemice la nivel local, de altfel. Țin să vă prezint invitații care își vor aduce aportul cu informațiile cele mai recente privind această situație, domnul George Lazăr, prefectul județului Neamț, și domnul deputat Dan Laurențiu Leoreanu. Aș vrea întâi să-i dau cuvântul domnului prefect să ne spună ultimile noutăți, după care voi reveni cu informații. Mulțumesc, Rozana Primar. Bună dimineața, vă spun și eu. Am ținut să fim împreună în acest format la conferința de presă de astăzi pentru ca prin intermediul dumneavoastră al presei din Roman să transmitem un mesaj către populație, către romașcani, în contextul pandemiei de coronavirus. Ca și date de ultimă oră, avem, să știți, pe nivelul municipiului Roman aproximativ 200 de cazuri confirmate în ultimele 14 zile, dintre care 6 sunt persoane sub 19 ani. În mod clar, suntem într-o zonă de peste 1,5 la mie, ca și incidență comunitară pe ultimele 14 zile raportat la mie de locuitori, aspect ce ne duce pe partea de școlarizare să fim în scenariu galben pe tot ceea ce înseamnă unități de învățământ de pe raza teritorială a municipiului Roman. S-au dat prin Comitetul Județean de Situații de Urgență o serie de hotărâri valabile pe întreg județul Neamț, inclusiv pentru municipiul Roman. În acest sens, tot ceea ce înseamnă părinți, bunici, persoane care sunt apropiate copilor care merg și duc sau iau de la școală, trebuie ca în proximitatea unităților de învățământ să poarte mască de protecție, pentru că acolo sunt aglomerări de persoane, dacă vorbim de ora 7-8 sau ora 12-1. Totodată, tot ceea ce înseamnă piață, târguri, aglomerări în aer liber, există obligativitatea de a purta mască. Ceea ce înseamnă slujbă religioasă, evenimente ținute de unitățile de cult în aer liber, mască de protecție obligatoriu. Fac apel prin intermediul dumneavoastră la populația din municipiul Roman și la romașcani. Este extrem de important să purtăm mască de protecție, este extrem de important să păstrăm măsurile de distanțare socială, iar ca și cu titlul de recomandare, și în aer liber, atunci când ieșim și ne întâlnim în zone preponderent aglomerate, să purtăm mască de protecție. Altfel vom ajunge să creștem numărul de cazuri pe raza municipiului Roman și putem ajunge într-un scenariu de peste 3 la 1000 grade infectare la 1000 de locuitori, ceea ce ar presupune din partea autorităților să intrăm cu școlile într-un scenariu roșu, adică doar pe online, ceea ce nu bucură pe nimeni, nici părinți, nici copii, nici cadre didactice, pentru că școala se face în clasa de curs, și putem ajunge tot la peste 3 la 1000 într-un scenariu în care să fim nevoiți să luăm decizii în Comitetul Județean de Situații de Urgență de a închide sau suspenda activitatea la tot ceea ce înseamnă unități de alimentație publică, restaurante, baruri, săli de jocuri de noroc, săli de evenimente, inclusiv pe partea de cultură. Și n-am vrea să fim într-o astfel de situație, pentru că de-a lungul timpului și în ultima perioadă, mai exact, am ținut aproape și ne-am consultat și am căutat să luăm soluțiile și deciziile cele mai bune împreună și cu doamna primar și cu domnul deputat Leoreanu și cu specialiști din cadrul Direcției Sănătate Publică Neamț, pentru a avea, zic eu, cele mai bune măsuri luate în municipiul Roman și în județul Neamț. Dar este extrem de important ca să nu ajungem într-un scenariu de peste 3 la 1000 să fim obligați să luăm măsuri mai abrupte, mai dure, ca să spun, ca cetățenii, pe de o parte și operatorii economici, pe de altă parte și populația din municipiul Roman să poarte mască de protecție, de preferat și în spații deschise, obligatoriu și în spații închise, pentru a preîntâmpina răspândirea acestui flagel care înseamnă
coronavirus. Acestea fiind spuse, dacă sunt întrebări, o să vă răspund cu drag la urmă. Dacă nu, doamna primar, mulțumesc frumos că ați făcut posibilă această întâlnire cu presa și insist și rog pe dumneavoastră, cei din presă, să transmiteți acest mesaj într-o notă echilibrată către populație, pentru a se înțelege foarte bine, pentru că sunteți cei care comunicați și noi comunicăm cu populația prin intermediul dumneavoastră și este extrem de important ca mesajul să ajungă într-o formă corectă la populație. Vă mulțumesc! Vreau să vă reamintesc că săptămâna care tocmai s-a încheiat a fost plină din punctul de vedere al întâlnirilor legate pe această temă, de altfel, cu managerii unităților școlare din Roman. M-am întâlnit și am stabilit ultimile noutăți, ce proceduri au. I-am rugat din tot sufletul să fie de o strictețe maximă, pentru că în mâna dumnealor sunt copiii care trebuie să fie sănătoși pentru a putea merge pe scenariul amintit. Vă reamintesc că a sosit a doua tranșă de materiale biocide și măști, 100.000 de măști și materiale pentru toate unitățile școlare, materiale care au fost împărțite în data de 6, pentru că pe 5 a fost ziua educației și n-au avut cum să ia legătura cu managerii din școli. Eu zic că la ora actuală, în Roman, privind unitățile școlare, stăm bine. Ne dorim din tot sufletul să rămânem așa și doar de fiecare dintre noi depinde ceea ce se va întâmpla. Îi rog din tot sufletul pe romașcan să înțeleagă că doar făcând echipă, unul cu celălalt, respectându-ne reciproc, putem trece împreună peste această perioadă. Am să-l las pentru un mesaj emoționant, așa cum ne-a învățat până acum domnul deputat Dan Laurențiu Leoreanu, dacă vrea să ne transmită câteva. Să rămână bună ziua și eu vă mulțumesc pentru disponibilitatea dumneavoastră luni dimineață de a fi împreună și a prezenta câteva lucruri. Vreau să vă spun că în fiecare zi suntem în contact direct, ca să folosim un termen la modă, din păcate nu cu o conotație foarte fericită, atât cu doamna primar cât și cu domnul prefect, și vreau să le mulțumesc pentru deschidere și pentru implicare. Avem o colucrare foarte, foarte bună. Dacă nu ne vedem zilnic, vorbim cel puțin o dată sau de două ori la telefon, analizând situația în care ne aflăm, preponderent aici pe zona Roman. Sigur că domnul prefect are competență la nivelul întregului județ, dar cu privire la această zonă eu mi-am propus să avem o colucrare foarte bună și o avem și într-adevăr lucrurile par să fie serioase, dar în același timp sunt și abordate foarte profesionist și mulțumesc autorităților pe această cale. Într-adevăr, rata ultimele 14 zile în jur de 200 de cazuri la Roman. Se pare din ceea ce anunță specialiștii și modul de transmitere a acestui virus că în momentul de față suntem într-o perspectivă nefericită ca la 14 zile să putem asista la dublarea numărului de cazuri, ceea ce este cel puțin îngrijorător în acest moment. Din fericire, unitățile școlare care desfășoară activitate la Roman în scenariu galben, hibrid, au o activitate bună, nu s-au sesizat cazuri care să conducă spre ideea de focar. Dacă au existat, au fost doar cazuri disparate, pentru care imediat s-au luat măsuri. Primăria, împreună cu managementul din unitățile școlare, au avut o relație și o colaborare și o au foarte bună. De altfel, primăria, așa cum vi s-a spus săptămâna trecută, a asigurat o a doua rată de materiale de dezinfectant și mască pentru elevi, pentru personalul didactic și pentru personalul auxiliar și nedidactic din școli. Asta ca să știe toată lumea din comunitate că autoritatea este implicată și pune la dispoziția elevilor. Am văzut că mai apar întrebări în mediul online, cine dă copiilor măști, copiii n-au măști, ba da, și copiii și profesorii și personalul didactic, auxiliar și nedidactic primesc măști, primesc dezinfectanți în școli, au covorașe la intrarea în școli cu dezinfectant, au tot ceea ce trebuie, dezinfectant, dezinfecția spațiilor școlare la o anumită perioadă de timp, astfel încât să fie asigurat un climat cât mai
securizat în acest context al pandemiei. Așa cum a spus și domnul prefect, insist și eu purtarea măștii și mai ales vreau să insist pe purtarea măștii corect. Adică masca trebuie să acopere nasul și gura. Da? Dacă o purtăm așa, e ca și cum am purta, am pune la copii chiloței și le lăsăm cu coafară. Deci trebuie masca purtată în mod corect și serios, pentru că nu e niciun fel de glumă. Problemele sunt, vedeți, destul de grave și trebuie să le abordăm la modul foarte responsabil și serios. De asemenea, în jurul școlilor, așa cum domnul prefect a menționat, masca este obligatorie a fi purtată pe o rază de 100 de metri, de asemenea și în jurul spitalului, pentru că știm că vin foarte mulți pacienți care ori așteaptă, ori își dau întâlniri cu rude, cu prieteni în proximitatea spitalului. Și acolo trebuie purtată masca într-o rază de 100 de metri, de asemenea în jurul instituțiilor de cult, a bisericilor, a locurilor de adunare publică, în piață, hala centrală, în parcul municipal. Pe cale de consecință, venind la o matematică foarte simplă, orașul nefiind foarte mare, aceste zone intră cel puțin în tangență, dacă nu chiar în parte de suprapunere, în zone secante. În acest fel, se impune pe ideea de bun simț a purta masca atunci când ieșim din casă. Nu cred că e așa o mare nenorocire să purtăm o mască comparativ cu a merge și a sta internat într-un spital, a suporta un tratament, dar mai ales a fi contaminat cu acest virus și ajungând la ideea, în momentul când intrăm într-un tratament și facem retrospectiva, dacă nu cumva noi am transmis acest virus părinților, bunicilor, copiilor noștri. Și mai crunt ar fi dacă unul dintre ei ar dispărea în urma acestei infectări. Cred că conștiința noastră, pentru că până la urmă fiecare om are o conștiință mai mult sau mai puțin dezvoltată, dar fiecare are, nu se poate să nu aibă. Și atunci cred că am avea pe suflet toată viața faptul că am avut un moment de rătăcire sau o perioadă de irresponsabilitate. Mă dezic total de toți cei care au luat sau iau în râs existența virusului, dar și purtatul măștii. Pentru că ați văzut medicii din țară, directorii de spitale, care efectiv sunt epuizați fizic, dar și psihic, oameni care sunt pe metereze, aici mă refer și la personalul medical din Spitalul Municipal de Urgență Roman, pentru că aș vrea să vă spun că Spitalul Municipal de Urgență Roman este singurul spital care asigură tratamente pe o complexitate diversă la nivelul județului Neamț. Nu numai la nivelul județului Neamț, și pe comunele care sunt învecinate din județul Iași și județul Vaslui. Cazuistica cel puțin s-a dublat în acest moment. Personalul este obosit. Trebuie să fim alături, dar în același timp vin cu un apel și către personalul medical a păstra în continuare acest echipament de protecție pe care dânșii îl au mult mai strict în spital, atât pentru a nu se infecta dânșii, pentru că avem mare nevoie de ei, ei sunt eroi acestor vremuri, ei sunt în tranșie zi și noapte, dar în același timp și nu a se transfera virusul către pacienți sau a se lua de la pacienți virusați și aduce către ceilalți. Este foarte important să respectăm cu toții, de la infirmier, brancardier, asistent, medic, personal administrativ din spital și auxiliar. De aceea insist asupra acestui lucru, pentru că acolo partea de tangență a personalului medical cu personalul care vine spre tratament, spre consultare și despre care în momentul în care ajunge în spital nu știm dacă este persoană COVID sau non-COVID și de aceea trebuie fiecare persoană tratată ca și cum ar fi un potențial purtător de coronavirus, trebuie tratată cu toată responsabilitatea, cu tot ceea ce presupune acest mecanism de luptă împotriva coronavirusului. Pe cale de consecință, așa cum spuneam, orașul nefiind întins pe o suprafață foarte mare, el fiind concentrat, având aglomerări mari în cartiere,
Din punctul meu de vedere, este o recomandare de bun simț că atunci când ieșim din casă să purtăm masca. Am spus că este mult mai ușor de a purta o mască decât de a aduce în spate un tratament sau a fi internați într-un spital unde avem limitate tot ceea ce înseamnă gradele de libertate, a nu ne vedea 14 zile pe cei dragi, familia, copii, prieteni și așa mai departe. De asemenea, tot cred că evenimentele ar trebui reduse cât mai mult și a încerca în cadrul celor care trebuie neapărat să se țină, să fim foarte atenți și foarte bine pregătiți din punct de vedere a protecției, astfel încât să nu contactăm acest virus. Vreau să mulțumesc din nou aici domnului prefect pentru relația foarte bună pe care am avut-o în a analiza situația din municipiul Roman. Ați văzut că în foarte multe localități s-au închis, ceea ce înseamnă horeca, restaurante, baruri, cafenele, săli de jocuri de noroc. Aș vrea să fac o precizare și aici, pentru că mulți persiflează și duc într-o latură foarte ușor tratată, când spune bine că nu se deschid alea, dar sunt deschise sălile de păcănele. Această chestie cu păcănelele este un apendice la tot ce înseamnă sistemul de jocuri de noroc. În primul rând, aici vorbim despre sistemul de loto, de pronosport, de pariuri sportive, de lucruri care contribuie esențial și important la bugetul statului. Chestia aceasta cu păcănelele e o consecință, e un apendice a întregului sistem de jocuri de noroc. Nu că cineva s-a preocupat să deschidă sălile de păcănele. Ca să fie foarte clar și oamenii să înțeleagă. Este vorba, așa cum vă spuneam, de sistemul național, în primul rând, care asigură prin lege și prin deschiderea foarte transparentă și responsabilă și urmărire de către autorități, acestui sistem național, cum spuneam, loto, pronosport și sigur că apar și celelalte, dar nu că cineva are o grijă, Doamne, iartă-mă acum vis-a-vis de ceea ce înseamnă păcănele. E ultima grijă a autorităților dacă păcănelele acum sunt prezente, închise sau deschise. Dar ne interesează partea de școli să funcționeze, pentru că elevii au dreptul la educație și la instruire și un lucru foarte, foarte important ca acest lucru să se facă. Vorbim de partea de sănătate, ținem cont că Spitalul Municipal de Urgență e singurul non-COVID cu o complexitate și cu un număr de secții care deservește în momentul de față întregul județ și nu numai. Vorbim de partea de activitate religioasă și vorbim de slujbe, de liturghiile care se țin, de activitățile religioase pe care cu toții le respectăm și iată, foarte bine că pentru noi un caz fericit aici la Roman, chiar dacă pelerinajul de la Iași nu s-a putut ține, noi avem aici la Roman, da? Catedrala noastră, arhiepiscopală, cu hramul Sfintei Cuvioase Parascheva, care de fapt a fost deschizătorul de drum pentru ceea ce înseamnă pomenirea Sfintei Cuvioase Parascheva în Moldova, unde avem moaște a Sfintei Parascheva și cu toții putem merge în condiții de a ne proteja și distanțare fizică la activitățile care decurg din hramul catedralei noastre din 14 octombrie, slujba și liturghia ținută în cinstea vrednicii de pomenire Sfintei Cuvioase Parascheva. Deci lucrurile la Roman, să zicem că sunt totuși într-o atmosferă de bine, într-o atmosferă care ne asigură desfășurarea activităților și în plan de învățământ, și în plan de sănătate, și în plan religios, și în plan horeca pentru restaurante, de bun simț. Numai că dacă nu înțelegem cu toții să fim responsabili, să purtăm masca, sunt trei lucruri. Deci sunt trei puncte de aur care, dacă sunt respectate, ne mențin într-o stare de sănătate bună pe fiecare dintre noi. Purtatul măștii, spălatul pe mâini cât mai des și dezinfectarea și distanțarea fizică. Nu e atât de complicat, nu e atât de greu. A, că unii persiflează, că unii o duc într-o nuanță tragică. Asta ține de concepția fiecăruia, de responsabilitatea fiecăruia și de conștiința fiecăruia. Dar oamenii, în general, conform unui studiu sociologic, peste 95% sunt cei care respectă. Atunci ar fi păcat pentru cei 5% care persiflează, iau un râs sau nu cred, să sufere ceilalți 95% care sunt de bună credință și se implică. Eu mă adresez tuturor, 100%.
haideți să fim solidari, întotdeauna omenirea a avut în față provocări, se pare că această provocare este cea mai mare după al doilea război mondial, de aceea trebuie să fim uniți, să fim solidari, să avem grijă unii de alții, să avem grijă de noi, de familiile noastre, iar cele trei puncte de aur, purtatul măștii, spălatul pe mâini, dezinfectarea mâinilor, dar și distanțarea fizică, sunt niște măsuri nu foarte greu de păstrat în contrapartidă cu ceea ce ar putea să aducă o boală care pe unii atacă mai mult, pe alții mai puțin, dar am văzut că oameni pe care îi cunoaștem au dispărut de lângă noi. Dacă vreți, din Roman aducem aminte de profesorul, Dumnezeu să-l odihnească, Artenie, cel care a pus bazele luptelor la Roman. Iată, zilele trecute a dispărut dirijorul și șeful din Târgu Mureș a filarmonicii din Târgu Mureș, medici care au căzut la datorie. Adică eu n-aș vrea să spun celor care nu cred că ar trebui credința să se le întărească prin a se întâmpla lor sau unui membru de familie. Ferească Dumnezeu! Numai bine să fim cu toți atenți, responsabili și solidari. Asta este apelul meu pe care îl fac cu toată deschiderea, cu toată prietenia, iar noi suntem prezenți aici pentru a lua măsuri totdeauna așa cum trebuie, așa cum se impun, dar n-am vrea să ajungem la acele măsuri care până la urmă, dacă se depășește un anumit prag, vor trebui luate. Încă o dată mulțumesc pentru conlucrare, suntem în stare de veghe și permanent alături de Romașcan și de cei din județul Neamț. Vă mulțumim, dacă întrebări, dacă sunt. Da, eu că tot spunea domnul președinte, de o notă echilibrată în comunicare. Întrebarea acum, nu știu, a dumneavoastră, domnul primar, pe Facebook e plin de știri despre cazuri din spital, din școli, din primărie, din toate instituțiile. Nu credeți că ar fi mai bine ca instituțiile să fie transparente și să transmită, de exemplu, câte cazuri sunt în primărie, câte cazuri sunt în spital, câte cazuri sunt în școli, între elevi? Că așa se lasă loc la tot felul de... Bun, acum eu vă spun, dacă permiteți, numai un lucru. Nici nu trebuie să transformăm instituțiile care în loc să-și vadă de treabă și să lucreze pragmatic, să înceapă să răspundă la tot valul, la toată furtuna de pe Facebook. Adică dacă unul e nebun, îi se năzare, îți dea o informație falsă, să adună toate instituțiile și nebunesc, cum să contrabalanceze acea informație alucrată în eter. Nici așa nu e normal. Pentru a nu interveni după mesaj, nu ar fi mai bine ca instituțiile să iasă în față și să transmită ca să nu lase loc de interpretări? Domnul Baciu, îmi permiteți să numim, scuzați, domnul primar. În primul rând, informațiile oficiale nu sunt pe Facebook. Asta din punctul meu de vedere. Dacă cineva... Scuze, dar dumneavoastră, aici nu vorbim de unde sunt sau nu sunt informațiile oficiale. Nici nouă ne convine ca presă că unii iau niște postări pe Facebook făcute de cineva care nu le verifică, dar cu toate astea sunt o grămadă de oameni care le cred. Domnul Baciu, instituțional, cu tot respectul, nu informațiile de pe Facebook sunt cele corecte și nu de acolo se transmite oficial o informație pe Facebook. Dacă există, din punct de vedere a jurnaliștilor, a presei din Roman, întrebări punctuale cu privire la o anumită cazuistică pe o anumită zonă, că e de învățământ, că e spitalul Roman, sunt convins că puteți avea adresabilitate fie la o școală, la un liceu cu personalitate juridică, fie la spitalul municipal Roman. În fiecare zi avem o dinamică pe întreg județul. Nu pot și nici DSP-ul nu cred că poate să comunice în particular pe fiecare școală, pe fiecare unitate medicală, care asistentă, ce asistentă, câți asistenți, ce doctor, ce brancardier s-a îmbolnăvit. E o situație în fiecare zi de 100-120 de cazuri pe zi pe județul Neamț. Eu nu știu cum vreți dumneavoastră, dar să stea cineva să-i numere... Nu este vorba de ce vreau eu, dar de exemplu, spitalul Roma ar putea să iasă în fiecare zi, au purtător de cuvânt, care e plătit... Și să iasă în fiecare zi sau o dată pe săptămână, lunea, nu? Să iasă periodic și să se spună. Periodic, da. Unde sunt cazuri în spitalul... Asta da, e o chestie de bun simț. Da, asta da. Da, dar asta nu se întâmplă. Ba mai mult, spitalul Roman pare cumva că e într-un mic război cu presa. Colegii noștri care au vrut să meargă la spital, li s-a spus că trebuie să prezinte un test negativ făcut cu maxim 48 de ore înainte. Dar nu-i voie de intrat în spital pe procedura care există în momentul de față, se dau informații, dar gândiți-vă dacă membrii bolnavului care intră acolo n-au voie în spital, cu atât mai mult terți care n-au nicio legătură cu pacienții nu pot intra, pentru că e foarte ușor de transmis acest virus, nu vedeți ce se întâmplă? Dar într-adevăr, săptămânal, ei pot să vă furnizeze informațiile pe care le solicitați. Pot, dar nu o fac.
Aici trebuie discutat. Sigur, doamna. Trebuie discutat, doamna primar, ca să... Legat de primărie, exact. Noi am avut în conferință de presă întrebări pe această temă și v-am răspuns cu mare drag. Pe cele două canale de comunicare, eu zic că îmi fac datoria și încerc să vă țin la curent. Nu a existat niciun telefon, zic eu, din partea presei la care să nu răspund maxim 2 ore. Pot acum să tragem linie și să vă spun că la ora actuală în primăria municipiului Roman, anunțate de către DSP spre conducerea primăriei, au fost doar 6 cazuri în ultimele 2 luni și 3 săptămâni, să zic. Cele 6 cazuri au fost treptat, deci 5 dintre ele sunt deja reveniți la muncă, 5 dintre acele persoane sunt revenite la muncă, iar o singură persoană la ora actuală este în spitalul Piatra Neamț, se simte foarte bine, a fost acolo pentru că a trebuit să facă niște investigații mai complicate, CT-ul și celelalte. La Roman, în primăria municipiului Roman, astea sunt datele la ora actuală și orice întrebare o aveți, cu mare, mare drag vă răspund, știți foarte bine, zic eu prompt. A doua chestiune pentru domnul prefect, că tot vorbim de mesaje de pe Facebook, unul din mesajele primite de noi este următorul. Neamțul nu a raportat niciun deces de COVID joi și vineri, dar unchiul meu a decedat joi în spital și mormântat vineri cu toate procedurile de COVID. Oare de ce nu apare în raportări? Și aici termină o discuție mai lungă, care la urmă se trage concluzia că de unde știe, Facebook-ul este... De unde știe persoana respectivă că Direcția Sănătate Publică sau prin intermediul CJCC-ului, Centrul Județean de Comandă și Intervenție, nu s-a raportat decesul la București sau în structurile administrației care lucrează pe componenta asta. De unde știți dumneavoastră că nu se raportă? Pentru că nu apărea pe raportarea oficială cu vreun deces în Neamț. De care raportare oficială? Pe cea de la știri oficiale cum trebuie. Vorbiți de raportarea care de București în fiecare zi la ora 1? Ai o raportare generală pe țară, care datele alea sunt preluate până în ora 10 sau 11, diseminate în tot ceea ce înseamnă aparatul central și după aia a făcut o raportare pe țară. Dar în toate raportările oficiale să fiți convins și convinși că fiecare persoană care este identificată pozitiv COVID este raportată, fiecare persoană care este suspect este raportată, fiecare persoană care este în izolare la domiciliu sau carantina domiciliului este raportată și avem baze de date cu CNP, cu tot, a fiecare persoane, exact unde locuiește, sunt verificate aceste persoane, iar fiecare persoană care, din păcate, Doamne ferește, ajunge într-o zonă de deces, este raportată, nu există să nu fie raportată. Iar raportările pleacă direct de la specialiști din spital, adică... Obligatoriu. Și vă mai spun ceva, dacă persoana a fost înmormântată vineri, înseamnă că n-a murit nici vineri, nici joi. Înseamnă că a murit marți sau miercuri și raportarea s-a făcut marți sau miercuri la data constatării decesului și atunci... A murit joi și a fost înmormântat în condiții de COVID bine. Deci... Ok, am înțeles aspectul ăsta, dar ca raportare... Eu nu mă refer la el la un caz personal. Deci ca raportare, să știți că raportările care instituțiile le fac sunt la punct și virgulă. Există posibilitatea să fie și decalaj. Adică ce se întâmplă astăzi să apară mâine. Există și posibilitatea de decalaj. A fost un comunicat ieri din partea autorităților la nivel național și a spus că un rezultat fidel poate fi analizat la nivelul unei săptămâni. Pentru că, într-adevăr, corect, dacă s-a portat la ora 10 astăzi, de la ora 10 astăzi până la ora 10 mâine, mai apar cazuri. Obligatoriu. Și atunci, cazurile care apar de la o zi la alta nu au amprenta fidelă a zilei. Și atunci, la nivel de săptămână, putem avea dinamica comportării acestei pandemii. Pentru că, vedeți, lucrurile se schimbă de la zi la zi. Dar eu cred că, peste toate, dincolo de speculațiile, că au fost raportat ieri și nu au fost mâine, eu cred că aici nivelul de solidaritate, de conștiință și de inteligență socială, atât la nivelul populației cât și la nivelul presei, trebuie să fie acela a comunica și a fi solidar în fața acestor pandemii și a respecta reguli. Eu cred că de aici trebuie să plece toată lumea. Pentru că dacă nu suntem solidari aici, ci doar suntem la nivelul fazei de a specula anumite puncte, anumite slăbiciuni ale sistemului, care există, evident.
peste tot în lume. Ați văzut marile sisteme. America, Germania, Franța au probleme foarte, foarte mari. Ați văzut că în Franța s-a dublat numărul într-o săptămână. Deci lumea n-a fost pregătită pentru așa ceva. Tot ceea ce s-a întâmplat s-a făcut mergând, văzând, constatând și adaptând. Nu a existat o rețetă infailibilă, s-a întâmplat asta, aplicăm asta, s-a rezolvat. Nu! Pentru că nimeni n-a fost pregătit pentru așa ceva. Este provocarea acestui secol. Și trebuie să o tratăm foarte serios. Iar tratamentul acesta serios față de oameni, cred că trebuie să-l facem cu toții printr-o responsabilitate majoră și nu pentru a căuta păduchile din frunte, ci a căuta ca acel om care are o anumită problemă, cum poate fi ajutat familia lui, cum poate fi ajutată copiii, cum pot fi ajutați medicii, cum pot fi ajutați autoritățile, ce pot să facă. Pentru că și fondurile sunt limitate. Acum toată lumea să se dea peste tot. Depinde cât și economia aceasta poate să ducă, pentru că suntem într-o economie care a suferit, dacă vreți, o contracție pe ce înseamnă partea de venituri, pentru că dinamica a fost una care s-a atenuat foarte mult. În același timp, cheltuielile au crescut, dar de criza sanitară a impactat imediat criza economică, au crescut cheltuielile, s-au redus veniturile, iar România este într-o situație în care este pe linie de plutire și merge mai departe. Eu cred că de aici ar trebui să plecăm. Că totuși față de alte țări cu economii consolidate, România a reușit să meargă bine prin această pandemie și ne propunem să traversăm și mai departe bine, pentru că lucrurile sunt departe de a fi terminate. Mai am o întrebare, dacă vă rog. Ultima, a mea cel puțin. Câte măști revin fiecărui elev și pentru ce perioadă de timp? Cele 100.000 de măști la fiecare lot pentru o săptămână, împărțite pe numărul de elevi, cadre didactice, personal auxiliar, neauxiliar, nedidactic, în jur de 10 măști. Depinde de... Era cu virgulă. 10 măști pentru o săptămână. Cam așa. Da. Partea noastră. Pentru că și școlile au, prin Ministerul Învățământului, au și ei partea lor de... Sau, de exemplu, eu vă spun, uitați... Pe cineva dacă școlile chiar distribuie măști, pentru că din informațiile care ne vin nouă... Vă mulțumesc pentru întrebare. Au primit 6-7 măști pentru o lună de zile și au rămas cu ele. Mi-ați ridicat la plasă. Unul din subiectele discutate cu managerii de școli a fost exact acesta pe care l-ați ridicat dumneavoastră, pentru că și eu primesc până târziu noapte mesaje pe Facebook, Messenger, tot felul de printuri de pe grupuri ale elevilor, profesorilor, că nu primesc, că nu au ajuns la ei, că nu... La fiecare școală am discutat cu fiecare administrator în parte. I-am rugat din tot sufletul să le dea acele măști. Era la un moment dat o perioadă când li se ofereau la intrarea în școală. Copiii nu mai aveau un inventar. Astăzi am primit, ieri a venit el cu ea de acasă, poi mâine i-a dat-o la pauza mare. Am spus, nu, în fiecare zi le dați măștile copiilor, ei știu, le au un ghiozdan, știu că în ziua respectivă au acele măști. O altă paranteză o fac. Gândiți-vă că într-o săptămână nu au venit toți acești copii. Deci vorbim de jumătate din efectiv acelor copii, deci au primit dublu măștilor. Pentru că clasa nu s-a făcut pentru întreaga populație școlară. Da. Deci într-o clasă de 30 au venit 15, ei au primit măștile în săptămâna aceea. Ok. Vă rog. Aș vrea să vă puteți să putem obiectul corectului, mă văd nefericit, că și eu am primit aceeași problemă referitoare la transparența comunicării cazurilor COVID, să spunem, adică avem această problemă că de la început a fost și acea a fost și acel ordin de la centru către teritorii prin care nu mai aveau voie punctual directori instituțiilor sanitare, de învățământ și așa mai departe, să spună presei punctual despre cazurile COVID. Din ce ne-a spus 200 de cazuri în ultimele 14 zile, la o medie ar fi 14 cazuri pe zi, nu? Probabil. Dacă facem o medie. Bun. Care e întrebarea, vă rog? Întrebarea mea este așa. De ce în momentul în care sunăm la spital, de exemplu, să întrebăm? Pentru că aflăm, avem și noi diferite surse, nu un site de pe Facebook. Vă rog. E posibil să avem surse cadre medicale care nu ajung să spună și așa mai departe ca orice jurnalist. Corect. De ce în momentul în care sunăm la doamna purtător de cuvânt, mi se spune, eu nu pot vorbi despre acest lucru. Eu nu-ți pot spune dacă astăzi am avut, pentru că sunt acoperă tot județul și astăzi am avut un caz de la Roznov, unul de la Târgu Neamț și unul de la Bicaz, să-mi spună punctual, da, avem 3 cazuri, sunt persoane venite din alte zone ale județului, sunt suspecte, le-am testat, sunt pozitive și le-am trimis la teatru. Haideți să vă explic ceva. Toate persoanele, toți pacienții care ajung la Spitalul Roman sunt tratați
obligatoriu de către personalul calificat medical ca suspecți. Da. Toți. Ca să ne înțelegem. O persoană care intră astăzi, acum, în spital, cu o altă patologie, cu o problemă medicală, este tratat ca suspect. Este internat, îi se precoltează test și până îi vine rezultatul la test, se pozitivează. Sau îi vine rezultat negativ, da? Îl testează dimineața, după amiază îi vine rezultat negativ, persoana este considerată non-COVID, îi se aplică tratament în continuare spital și în a cincea zi sau a patra zi de internare se pozitivează, pentru că a fost în perioada de incubație boală. Bun, dar pentru cazurile strict pe care noi le știm, că, stați o secundă. Că sunt deja pozitive. Dacă dumneavoastră credeți că la un spital, acum nu vreau să iau apărarea celor de la spitalul român, nu mă înțelegeți greșit. Poftim? Nu, stați o secundă. Eu nu încerc să explic altceva. În legătură cu spitalul român, o să vă explice probabil doamna primar că managementul este asigurat de doamna director, dar prin primărie. Ideea este următor. Dacă dumneavoastră credeți și în general presa că există timpul necesar să faci zilnic statistică, cine ți-a intrat în spital, cine ți-a ieșit, cu ce problemă, câți au COVID, cât sunt suspecți, cât i-ai trimis la Piatra sau că ți-ai trimis poate la Iași cu alte patologii sau alte probleme medicale, e foarte greu să stea cineva să facă treaba asta. Nu. Nu. Ok. Păi atunci de ce nu mergeți dumneavoastră? Doamna purtător de cuvânt, cu tot respectul, nu da. Este medic, nu se ocupă de... Da, dar dânsa trebuie să adune informații de pe secții, de, pe de la medici, că dânsa nu știe ce se întâmplă în secție. Nu-i cerem zilnic așa ceva. Eu înțeleg, odată la săptămână să aveți niște informații. Corect, corect, corect. Eu astăzi ies în această conferință de presă. Sunt persoane care vă spune, de ce aceste 200 de cazuri din senin? Sunteți mincinoși, presa e... Dar nu-s din senin, sunt două săptămâni, nu-s din senin, sunt din înnourare, nu-i din senin, deci nu a fost senin, au fost nori. Sunt nori asupra societății românești, din nori. Vă spun un lucru, ca să fie clar, vă rog, există persoane, nu multe, care consideră că această boală nu există și nu o să le scoată nimeni din cap. Da. Până li se întâmplă lor. Sunt persoane care consideră că această boală există, dar aceste date sunt amplificate, că vezi, doamne, chipurile și au și eu teoriile astea și sunt, cum spunea domnul Baciu, pe intermediul social media, că se iau bani la Uniunea Europeană, că cineva ne plătește pe noi românii de a, să avem COVID. E o nebunie. Doamne, o secundă, e o nebunie. Eu consider că într-un cadru normal discutăm și dumneavoastră la rândul dumneavoastră discutați cu oameni normali. Lumea normală, 99,9%, înțelege că există acest COVID, înțelege riscul la care ne expunem cu toții, înțelege și problema și boala. Ideea este simplă. Raportările sunt corect făcute. Eu am înțeles și cred că am înțeles, doamna primar, că e o problemă de comunicare sau o lipsă a comunicării la spital, lucru pe care o să reglăm, vă promit. O să regleze. Asta e ideea. Mai departe, cazurile astea 200 nu vin din senin. Sunt cazuri pe care le avem în fiecare zi raportate. Noi dumneavoastră ce primiți o raportare națională, doamnă. Deci noi la 2-3 zile nu le comunicăm la mașcanii și atunci ei vor... Dumneavoastră aveți o raportare națională pe care o primiți zilnic, presa. Raportarea pe județ, pe fiecare entitate în parte, pe fiecare localitate în parte, aia dumneavoastră nu aveți. O au cei de la ISU, cei de la CJC, cei de la DSP. Dacă dumneavoastră doriți o raportare la o zi, două, trei, faceți diligențe în sensul ăsta și vă punem la dispoziție fără probleme. Măcar am niște sunam să nu mi se spună mereu că nu vorbim. Doamne, nu cred că m-ați sunat vreodată pe mine și nu v-am răspuns sau nu v-am... Nu putem suna pe dumneavoastră chiar la 3 zile să ne spuneți punctual pe Roman. Astăzi au fost 3 cazuri, astăzi 4, astăzi... O să vă facem o prezentare și vă dăm pentru Roman de două ori pe săptămână cazuistică acum decurge. No, dar poate fi făcut domn prefect lunea și joia eventual și să aibă o informație. Găsim o perioadă... Da. Și dăm și probabil... Să transmite către primărie și le pune primăria la dispoziție, nu e o problemă. Ideea care am avut-o și am insistat și insist și acum la sfârșit de conferință să se înțeleagă și să ajungă la oameni, nu vrem să ajungem în situația în care să luăm măsuri de a închide școli, de a închide... unități de alimentație publică, de a intra într-un scenariu în care suspendăm activitatea și a operatorilor economici și a școlilor. Ca să nu ajungem într-o astfel de zonă și am făcut toate eforturile necesare, credeți-mă, până în prezent să nu fim în zona aia,
insist ca, prin intermediul noastră, să ajungă acest mesaj la Romașcan să poarte mască. Este extrem de important în spații închise, în spații deschise, dacă poate să poarte mască peste tot, se protejează în primul rând pe ei, familiile lor, și protejează și pe ceilalți cu care intră în contact direct. În a doua jumătate a săptămânii trecute ați luat măsura suspenderii cursurilor în 16 unități de învățământ. 16 clase. Clase. Nu unități în integru. Da, clase. Clase din mai multe unități de învățământ de județene, care două și din România. Care a fost considerentul? Au fost persoane din rândul cadrelor didactice sau personalului, elevi? Confirmați pozitiv. Sau da, obligatoriu, cu confirmați pozitiv. Și din punctul acesta de vedere au fost luate măsurile de siguranță în sensul să nu fie existat alți contacte persoanelor bolnave cu... Din anchetele epidemiologice, dacă au reieșit că persoana respectivă care a fost identificată fiind purtătoare de COVID-19 nu a avut contacti direcți alte persoane din alte clase, înseamnă că lucrurile s-au oprit pe scenariul roșu doar pentru clasa respectivă și se merge pe online, iar pentru celelalte clase scenariul rămâne hibrid, adică pe galben și prezență fizică la școală și online. Vreau să intervin, să vă precizez și un lucru, zic eu, important. 24 de ore din 24, Primăria Municipiului Roman trimite în locațiile în care suntem chemați o echipă care dezinfectează. Au fost situații în care am trimis și la 1 noaptea și dimineața la ora 4. Dacă ajută. Deci încercăm să reluăm circuitul și școlar, dacă despre asta era vorba, cât mai repede, super, astfel încât să nu piardă copiii. Și încă o chestie pe care vreau să vă văd, tot pentru intermediul noastră a presei. Persoanele, agenții economici care au restaurante, cât mai mari, cât mai mici, în perioada asta, rog să înțeleagă, să renunțe la evenimentele mari, pentru că o fac atât în binele lor, cât și în binele populației. Insist pe tema asta să nu mai facă organizări mari de evenimente cu peste 50 de persoane în interior, cu peste 100 de persoane în exterior, să nu mai promoveze în social media, că tot spunea domnul Baciu, că nu interesează nici de amendă, nici de... că îi va interesa dacă fac astfel de lucruri, indiferent cum se numește persoana respectivă. E foarte important să înțelegem lucrul ăsta, că o facem constructiv pentru noi înșine și pentru cei apropiați și pentru Roman. N-are de ce să sufere o comunitate întreagă dacă avem un focar care pleacă de la un eveniment și ai în câteva zile zeci de persoane infectate. Pentru că atunci trebuie să intri în scenariul roșu pentru Romanul și nu e ok, trebuie să intri într-un scenariu în care închizi restul unităților de alimentație publică din Roman și alte capacități și iarăși nu e ok, rog să se înțeleagă. Tot la finele săptămânii trecute, spuneați de dumneavoastră că a fost discurs o serie de controle la Spitalul Județean, în special pe partea de urgență sau prima instanță pe partea de urgență, da, în urma cazurilor situații semnalate cu pacienții care trebuia să se întâlnească. Da. Au fost efectuate controle, ce s-a stat? Ministerul Sănătății nu cred că a trimis, nu cred că la acest moment că a efectuat control Ministerul Sănătății. Direcția Sănătate Publică știu că este în control și astăzi, când o să avem raportul, probabil mâine, poimâine cel târziu, o să-l prezentăm și presei. Da. În ceea ce privește spitalul de la Lețcani, mai au apărut ceva noutăți față de ceea ce se știe, în sensul că, până la urmă, problema trebuie să fie una politică sau... Exclus. Problema nu e politică. Există un aviz de mediu și încă... Doamnă, știți cum e? Pe data de 6 octombrie anunța Ministrul Mediului, domnul Costel Alexe, că s-a cerut de către cei de la Lețcani, cu spitalul modular, s-a cerut aviz de mediu pe 6 octombrie, azi suntem în 12. Eu am înțeles că din iunie, mi-a zis doamna de la Euronest. Dar nu putea să ceară atât timp cât spitalul nu era. În iunie spitalul nu era. Pentru ce să cer? Deci, înseamnă că minte, da. Ministrul în Guvernul României ne spune cu subiect și predicat, șeful Agenției de Mediu de la Iași, că s-a depus cerere de aviz pe data de 6 octombrie. Corect, și așa știu. Păi e, în momentul în care e problema celor de la care au dorit să facă acest spital, să-și
fi făcut pașii pentru a avea toate avizele. Da, despre asta e vorba. De niște avize, adică domnul deputat a spus clar mai devreme că e cea mai gravă situație după al doilea război. Păi știți ce vreau să facă la spital acolo? Păi dar nu, dar dumneavoastră dacă nu știți realitatea, de aia vă duceți pe fentă, ca să zic așa, că cine mai trebuie avize? Da, vă trebuie avize. Pentru că, păi nu se face pe traseu. Cum nu poți să faci un aviz de mediu pe traseu? Asta e o... Și dacă în timpul ăsta niște oameni mor din cauza COVID, doamnă, nu moare, domnul meu, care stă nefolosit, domnul meu, sunteți în eroare. Acel aviz de mediu înseamnă de unde apa, da, care se folosește la spital, cum ajunge și pe unde ajunge într-un sistem de canalizare. Și dacă ajunge într-un sistem de canalizare public, ce se întâmplă cu apa aia care ajunge acolo? Pentru că oamenii efectiv vreau să o ducă cu bahlui. Se poate face un sistem. Nu, dar voiau să o ducă, înțelegeți, direct în prâu. Exact. Adică asta înseamnă o bombă. Asta înseamnă o altă bombă acolo. Da. Despre asta vorbim. Soluția folosirii bidangelor și transportării apei cu patru mașini a apărut în presă, nu cred că nu. Știu, păi domnul Arsenie e specialist în vidaje, că spăla străzile, plinează cu apă și săpun. Domnul Arsenie, am citit presa de Iași. Am înțeles. Da? Și să avem cu propunerea asta. Ce se așteaptă? Adică sunt oameni care stau, inclusiv medici de la spital. Domnul meu. Eu zic că în primul rând trebuie întrebați cei care au gândit acest spital cum să funcționeze. Aici nu e problema romanului acest spital. Problema este a celor care au gândit acest spital, făcut pentru, și pentru nemțeni, dar în alt județ, făcut într-un teren viran, fără niciun fel de rețele. Aici e problema, ei trebuie să răspundă la întrebările astea dumneavoastră. Deputat, de unde acolo sunt cadre medicale? Încă o problemă. De unde au cadrele medicale? Pentru că uitați, noi la Spitalul Roman avem pe anumite secții lipsă. Lipsă. Și ne străduim și cu domnul prefect și cu DSP-ul și cu ministerul și nu reușim să identificăm. Acolo ce facem? De unde luăm cadre medicale? Dislocăm din alte spitale care deja sunt aglomerate și deja personalul este obosit, e o problemă. Eu cred că aici, am discutat-o și cu domnul ministru, va trebui să identificăm o soluție pe care eu am propus-o. Acum trebuie să fie acoperită și de lege. Această soluție ca studenții de anul 5, de anul 6 și rezidenții să poată intra, pentru că în momentul de față nu se le admite practicarea liberă a meseriei, și găsită o formă în care să dea un sprijin când intrăm cu toții în această, ferească Dumnezeu, zonă roșie. Trebuie găsită o soluție, dar dacă se iei personal medical din alte spitale să adune acolo, n-ai făcut nimic. Dar celelalte spitale supraaglomerate? Supraaglomerate, poate. Supraaglomerate. Și pe COVID și non-COVID. Eu în 5 minute maxim o să mă retrag, să știți. Da, îmi pare rău dacă ați venit așa, veniți atât de rar de la noi. Am înțeles. Tot pentru dumneavoastră întrebarea. Da. Mulțumesc. Legat de transportul elevilor până la școală, pentru că elevii reclamă faptul că stau îngrămăliți în mijloace de transport în comun. Adică degeaba aplicăm măsuri la școală dacă ei până acolo stau grămadă. Dacă controle, care sunt măsurile care... S-au făcut controle nenumărate, poliția rutieră și SCTR-ul pe zona de transport public. Controlele se desfășoară în continuare în fiecare zi și pe zona transportele și pe celelalte zone de transport intercomunitar în județul nostru, dar acolo unde sunt contracte clare, operatorul de transport trebuie să se asigure că ori face cursă suplimentară, ori își mai pune la dispoziție un către elevi, un mijloc nou de transport, prin care să nu existe acea zonă în care copiii, elevii sau bătrânii, după care care sunt pe transportul ăsta public, nu se îngrămădesc. Obligatoriu dezinfectat mașina în fiecare zi, obligatoriu purtat mască de către toată lumea care intră în mijlocul de transport în comun. S-au dat amenzi, să știți, că de stul de mare și cu o frecvență la fel de mare. Și pe Roman, și pe Tribunal, și pe Piatra, și pe Rozon, și pe Bicat. Pe teritoriul municipiului Roman nu avem această situație, pentru că foarte mult... Zona metropolitană, da. Care vin de la... S-au aplicat, vă spun, subiect și pedicat, s-au aplicat amenzi. Și în continuare, cu genul ăsta de controle al Poliției Rutiere și a ISCTR-ului, se vor înteți pe zona despre care am vorbit, transportul în comun, precum și controlele structurilor Ministerului Afacerilor Interne, plus DSP și celelalte organisme care sunt în comisii mixte de control pe tot ceea ce înseamnă respectarea măsurilor COVID pentru restaurante și alte categorii comerciale. Mulțumesc. Da, mulțumesc frumos. Doamna viceprimar, care este procedura din perioada următoare referitoare la investirea noului primar și la consiliul local? Cam când se prevenzează să se calendarul?
și dacă ați primit concret informații referitoare la intenția unei dintre consilierii numeleși pentru votul online. Da, din discuțiile purtate cu domnul secretar al municipiului Roman, am înțeles că termenele vor face ca acea ședință să fie în maxim 2 săptămâni. Termenul limită e 30 de zile de la data alegerilor, deci nu... Eu zic că în 2 săptămâni va fi ședința și m-ați mai întrebat legat de... Îmi cer scuze... Posibilitatea... Nu am știință de vreo cerere a unui consilier care să dorească să depună jurământul online. Jurământul online pentru, să știți, că este text de lege pentru persoanele care sunt fiind autoizolare, carantină la domiciliu sau... N-au solicitat deocamdată. Da. Nu, dar e vorba pentru cei care, într-adevăr, sunt în indisponibilitate de a ajunge să depună jurământul. Da, corect. Se poate online, corect. Se poate online, da. Și o chestiune ceva mai pozitivă față de ceea ce am discutat acum cu domnul deputat, vreau să vă întreb referitor la posibilitatea construirii unei autostrăzi de la Constanța la Lantans. Am văzut recent s-a discutat la nivel de guvern. Au fost purtate discuții în acest sens și exista o posibilitate pe care respectivă autostradă să treacă prin zona Moldovei, implicit pe culoarul Siretului. Este un proiect despre care se vorbește din 2014-2015, foarte greu de realizat doar prin forțe proprii. Iată că de această dată, în urma vizitelor în Statele Unite a celor doi miniștri, ministrul economiei domnul Virgil Popescu și a ministrului apărării domnului Nicolae Ciucă, mai multe proiecte s-au deschis în colaborarea noastră cu Statele Unite ca și partener strategic și de încredere pe latura de sud-est a NATO european, a zonei europene. Proiecte foarte importante care, dintre care dumneavoastră ați amintit, două linii de transport, unul rutier Constanța-Gdansk și unul pe CFR. Sunt proiecte care vor fi susținute de administrația americană, sunt proiecte care vor fi făcute cu infuzie de bani, cu investiții, cu capital american și sunt lucruri care ne bucură pentru că aceste dezvoltări de infrastructură se vor face aici în zonă, cu firme, cu oameni care lucrează din zonă, înseamnă șantiere în lucru, înseamnă o dinamică bună din punct de vedere economic, care nu poate să aducă decât un plus pentru România, pentru zona Moldovei, așa cum dumneavoastră ați spus. Este bine că aceste idei conturate cu ceva timp în urmă capătă substanță și prin semnarea protocoalelor de colaborare, ați văzut și cu reactorul 3 și 4 de la Cernavodă și cu retehnologizarea și modernizarea reactorului 1, tot cu sprijin american, printr-o colaborare largă americano-canadiano-franceză aici în România, nu putem spune decât că lucrurile în plan extern merg într-un sens pozitiv, sens pozitiv pe care l-a desenat deja președintele Klaus Iohannis încă de când a purtat discuții cu omologii săi din Italia, din Germania, din Franța, din America, din Anglia, lucru care, iată, încetul cu încetul se materializează, decizii care se iau și care ne bucură dacă ele, într-un timp cât mai scurt, vor începe să apară pe harta României. De altfel, această vizită la nivel ministerial în Statele Unite a fost o vizită de succes și care vine cu mai multe puncte de colaborare dincolo de partea strategico-militară în domeniul infrastructurii și economic. Și noi vă mulțumim și vă urăm o zi bună!